Salutări la toată lumea, bine ați revenit. Continui cu videourile. Am pierdut numărul. Am zis în video cu kitul de supraviețuire despre praștie pe care aș purta-o la curea, în toc. Vedeți, are tocul ăsta de praștie, să zic așa. Aici are buzunarelul strict pentru praștie. Da? De asta se potrivește perfect praștia de la prăștii profesionale. Și aici buzunarelul pentru bile. Da? Și vreau să ne distrăm puțin. O să trag aici la țintă. O să trag prima dată în aia. Bine, eu o să încerc să trag. Stați să menționez. Trebuie să încerc, că nu neapărat o să și nimeresc. Încă nu m-am obișnuit cu ideea de praiștie. Pot să zic în momentul de față că sunt mai bun să trag cu arcul. Că sunt mai bun la tras cu arcul decât cu praiștie. Dar, vedem. O să filmez. Să vedeți foarte bine. O să trag de la distanță, nu știu ce distanță, dar mai mare. Pentru că fiind aici, de fapt o să pun și asta sus. Există riscul să ricoșeze. Chiar și telefonul o să-l pun mai la distanță ca să nu ricoșeze în telefon. Urați-mi noroc. Asta nu o pun pentru că o să mai fac și alt video, o să vedeți. Dar na, prima dată testăm la asta, vreau să beau și o gură de apă. Și să sperăm că nimeresc. Și să nu nimeresc alte chestii. Trebuiască să cobor. S-a dus în jos, în râpa asta. Prima dată am tras cu bilă de cauciuc, după am tras cu bilă de oțel. Bilă de plumb, prima bilă, puf, direct. Nu știu dacă e coincidență sau... poate să mai ok. Dacă e cineva mai priceput cu trasul cu praștia, poate o să scrie: domne, bila de plumb te ajută mai mult la trasul cu praștia. Dar vedem acum. Opa! Bănuiesc că aici e punctul de intrare și asta e de ieșire. Sau... toate, că și asta arată tot ca de ieșire. A, nu, ăsta e de intrare. Deci, aici a fost impactul. Numai că s-a dus așa și probabil după aia de la acid a ieșit așa. Și aici e punctul de ieșire. A trecut bine prin asta. Și se pare că da, bilele de plumb sunt mai ok. Adică, bilă după bilă am nimerit ținta. Nu cred că e coincidență. Da. Uite că învățăm lucruri. Eu de-aia vin mereu la pădure. Nu e ușor, să știți, să mergi kilometri întregi, dar în afară de faptul că e liniște, că te relaxezi, uite, exersezi chestii.
De-aia eu mereu spun, ieșiți afară, exersați. Bun. Cum am spus, mie chiar îmi place foarte mult preaștea asta, pentru că e micuță, e foarte ok. Încă o dată le mulțumesc celor de la Prești Profesionale. Vă recomand. E, man, și dacă aveți și o teacă de asta, un toc pentru preaște, e super mișto. Și acum pot să vă spun, din punctul meu de vedere, că recomand bilele de plumb. Bun, eu vă mulțumesc și doresc la toată lumea multă sănătate. La revedere!